Gelul este în prag de însurătoare. Gelul vrea să ia o fată mare. Merge prima dată la ASE, însă Bila tot acolo e. Gelul intră într-un liceu de vază, pe director dorește să îl vază. Directorul îl lasă bos umflat, căci în liceu procesul s-a încheiat. Gelul merge într-o școală primară, trebuia să vin aici de prima oară. Gândește Gelul tare levele, îi spun ești depășit, babacule. Gelul totuși vrea o fată mare, alege o grădiniță la întâmplare. Olguța e cu alți copii la joc și Gelul se gândește, am noroc. O mângâie pe creștet și îi spune foarte blând că vrea să o educe și s-o vadă el crescând. Și când olguța o să facă 18 și ceva, o să se însoare într-un final cu ea. Fetița noastră începe să bocească, Geluțul încearcă să o liniștească. Ce credeți că îl întreabă atunci olguța? Cum ne? Până atunci nimicuța? Degeaba Gelul spune lui olguța că nu e bine să te joci cu focul. Nepăsătoare Olga se dă uța, iar Gelul-și zice m-a lăsat noroc.